Grupul de lucru România Solidară din cadrul programului Coaliției România Sustenabilă urmărește identificarea și implementarea celor mai eficiente soluții de reducere a sărăciei printr-un parteneriat onest între instituțiile statului, organizațiile neguvernamentale și reprezentanții mediului de afaceri. Oamenii politici trebuie să conștientizeze dimensiunea sărăciei și impactul său devastator asupra societății și economiei românești și să vină cu soluții concrete și sustenabile de îmbunătățire a calității vieții. Să vedem cum se poziționează oamenii politici în fața acestei realități și care sunt soluțiile lor. Astăzi, domnul Alin Apostol, deputat din partea USR Plus, membru al Comisiei pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților. Ce măsuri urgente, concrete și sustenabile aveți pentru stoparea sărăciei? Din punctul meu de vedere, ar fi două direcții pentru stoparea sărăciei din România. Ar fi unul stoparea abandonului școlar și aici aș putea enumera trei măsuri. Masa caldă în școli pe care o avem și în programul de guvernare. Nu știu, din câte știu, este în discuție acum și ar putea fi implementată de anul viitor. Apoi ar mai fi ideea de registrul copiilor în situație de risc. Și știu că există acum implementat, dar nu este chiar corect implementat tichetul educațional, pentru că nu-mi dau seama cât de bine este legat de prezența în școală a copilului. Și ar mai fi alocația de hrană, să extindem alocația de hrană în mod gratuit pentru copii în tot așa în situație de risc pentru cei din registrul de care ziceam anterior, la creșe și la grădinițe. Al doilea aspect pe care aș merge eu în stoparea sărăciei ar fi stoparea exodului din mediul rural. Și acesta se poate realiza și o să vă surprindă puțin cu programe de tip PNDL, dar nu sub forma PNDL 1 și PNDL 2. Eu am vizitat foarte multe sate foarte marginașe, sărace, în programul Salvează o școală și să știți că cea mai mare nevoie a oamenilor de acolo sunt utilitățile. Cei din Mureș, de exemplu, și-au tras singur utilități acum vreo 15 ani. Mi-a explicat, domne, noi am băgat utilități, am vândut două vaci ca să ne punem singură gaze. Și tot județul Mureș are gaze. Problema majoră a oamenilor de acolo e lipsa utilităților și eu cred că și în Franța și în multe state europene, atâta timp cât s-a dezvoltat statul și s-au băgat utilități, atunci s-a oprit exodul de la rural la urban. Și ăsta este pentru că marea majoritate a sărăciei este în mediul urban mic și rural. Cum vă explicați că în timp ce toate guvernele au raportat creștere economică, sărăcia și excluziunea socială au crescut? Cine, când și cum trebuie să acționeze? Eu personal interpretez că de obicei creșterea economică se vede imediat către clasa de mijloc și clasa de vârf. Și de aceea o măsură de tipul taxa zero pentru salariu ar putea fi o soluție foarte bună pentru clasa de jos. În ce constă această măsură pe care o avem de asemenea în programul de guvernare? Constă ca absolut toate veniturile salariale sub salariul minim pe economie, 2300 de lei în acest moment, să nu mai fie impozitate și taxate și astfel toate veniturile să rămână în mâna angajatului. Vă dați seama că dintr-o dată de la 1346 de lei, cât este netul în mână la un salariu minim, să îi rămână 2000, aproape 1000 de lei în plus, ar fi un plus enorm pentru cei cu venituri foarte mici. Pentru cei cu venituri mari nu ar fi o mare diferență, dar pentru cei cu venituri mici ar fi o mare diferență. Eu cred că o astfel de taxare și exact cum o vedem noi implementată progresiv pe domenii de activitate și așa mai departe. Cum vedeți colaborarea dintre guvern, parlament, autorități publice locale și centrale cu societatea civilă și mediul privat pentru ca sărăcia să fie redusă? Foarte strânsă, foarte integrată și eu vă dau trei exemple aici, două la care chiar lucrez.
Una se numește Salvează o școală, prin care vrem ca școlile abandonate din România, unde nu se mai face educație, pentru că nu mai sunt copii suficienți pentru educație, să le reconvertim în centre culturale, centre comunitare pentru cetățeni. Și sunt foarte multe domenii în care se pot transforma. Și vă dau un exemplu pe care l-am văzut chiar în județul Mureș, într-o localitate foarte îndepărtată. O școală a fost împărțită în două, școală mai mică, ce-i drept, și au fost create locuințe sociale pentru familiile în situație de risc cu copii. Mi s-a părut o idee, o aveam și noi, dar nu o văzuse până acum implementată nicăieri. Și asta mi se pare o idee foarte bună. După cum ziceam mai devreme, dacă stopăm exodul, dacă băgăm utilități în mediul rural, oamenii nu mai au motiv să plece către oraș. Se vor întoarce, dimpotrivă, exodul, cum se întâmplă în Europa, exodul de la oraș la rural se va inversa. Și asta este soluția. Și sunt foarte multe destinații pentru școlile abandonate. Sunt 2500 de școli abandonate, ca să vă faceți un ordin de mărime, 2500 de școli abandonate care sunt încă în picioare. Marea majoritate, estimarea mea ar fi cam 80%, ar putea fi reconvertite și sunt 4000 de școli în picioare. Vă dați seama de nivelul de magnitudine, de diferență. Al doilea program pe care... este proiectul meu de suflet cu care înainte să intru în politică în 2015, se numește Alfabetizare Digitală și Tehnologia Informației. În 2015 am vrut să fac ceva pentru comunitate și am ajuns într-o localitate din județul Giurgiu, una dintre cele mai sărace din România. Și am instalat acolo un laborator de informatică, am mobilat, am adus calculatoare și am început să mă duc regulat sâmbătă, că lucram sâmbătă și lucram cu copiii și le predeam informatică. Ei, în prima zi când m-am dus acolo, mă așteptau 17 copii din clasa a doua până într-a opta. Majoritatea, sau dacă nu toți, să zicem, majoritatea aveau smartphone-ul și le foloseau, știau să le folosească. Surprinderea mea major a fost că nici măcar nu știau să miște un mouse. Și atunci mi-am dat seama că acesta este o mare problemă pentru evoluția lor educațională și profesională, pentru că în acest moment și în viitor va fi necesar să știe cât mai bine despre să lucreze cu calculatorul. Și propunerea mea concretă aici este ca să implicăm specialiști din domeniu și am vorbit cu foarte mulți oameni din domeniul IT, chiar și cu Anis am vorbit și cu doamna Talpe și am vorbit cu mai mulți oameni, cu Emil Oner, să facem ceva cumva să legăm mediul civil, mediul profesionist cu educația. Dacă oameni din mediul civil, profesioniști în domeniul lor, vin și ajută fie profesorii să-i pregătească pe profesor, să-i aducă la un anumit nivel, și al doilea aspect, să participe efectiv la orele de informatică, ar fi minunat. Al doilea aspect, vreau să integrăm tehnologia informației, adică informatică, materia informatică, încă din ciclul primar. Am văzut că copiii au capacitatea să învețe încă din ciclul primar, poate a doua, poate a treia, discutăm, dar este o idee foarte bună. Al treilea proiect pe care l-am văzut implementându-se cu ONG-uri, cu societatea civilă și așa mai departe, este Caravana cu Medici, care acum se duc prin țară și este și un proiect legislativ pe circuit parlamentar. Am discutat și cu Vlad Berbercan, care este cel care e promotorul acestei caravane. Dumneavoastră și partidul pe care îl reprezentați veți susține programul de interes național pentru reducerea sărăciei în România propus prin proiectul România Solidară? Da, eu sunt de acord și cred că este un program foarte util și cred că ar trebui să ajungă cât mai curând în Parlament, să fie dezbătut și să-l operaționalizăm. Deci noi da, eu personal, dar nu știu, părerea mea personală că e un proiect bun, am citit și eu, recunosc că nu știam înainte, am citit și eu ce propune și mi se pare foarte bune ideile.
Dumneavoastră și partidul pe care îl reprezentați veți susține aplicarea legii venitului minim de inserție, aprobată de Parlament încă din 2016? A fost promovat de guvernul tehnocrat din condus de Dacian Cioloș în 2016 și de ministrul Dragoș Păslaru, care era ministrul Muncii, a fost și aprobat de Parlament. Într-adevăr, n-a fost implementat niciodată, pentru că în fiecare an se spune că nu sunt resurse financiare pentru implementarea acelui proiect, dar noi ca partid vă dați seama că îl susținem fără nicio urmă de reținere. La ce vă gândiți când pronunțați cuvântul solidaritate? În primul rând mă gândesc la oamenii care au nevoie și au nevoie de suport, au nevoie de sprijin și au nevoie de respect. Asta ar fi, pe scurt, cum consider eu solidaritate. Și aș vrea să adaug că chiar în acest moment lucrez cu ajutorul unui coleg care este nevăzător și cu echipa mea. Lucrez la un pachet de proiecte legislative pentru persoanele cu dizabilități, proiecte care vor schimba mult o parte din nevoile lor, cum ar fi accesul persoanelor nevăzătoare sau ar putea fi extinse și către persoanele analfabete, să zicem, sau persoanele cu deficiență de înțelegere a unui document. Ideea de bază este următoarea. O persoană nevăzătoare intră într-o instituție, fie publică, fie privată, el nu poate să ia la cunoștință un document legal și să-l semneze. Și venim cu o inițiativă foarte interesantă. Zilele astea o să mă întâlnesc, săptămâna asta chiar, mă întâlnesc cu ANDPDCA să implementăm o să vedeți că e foarte interesant, un server, un robot, o mașină care să citească documentele legale și să, ca cel care vine, nevăzătorul sau persoana care nu este în capacitatea de a lectura documentul, poate să primească informația, să o ia, să declare că este de acord cu informația și să o semneze. Deci asta sper să treacă, este un proiect, pentru că sunt deja 100.000 de nevăzători în România care se întâlnesc recurent cu această problemă, fie în instituții bancare private, fie în instituții publice, precum Poșta Română și așa mai departe. Mai sunt alte proiecte legate de cardul de beneficii pentru persoanele cu dizabilități. În acest moment, cumva, persoanele cu dizabilități sunt cumva... Nu puse la acolo, sunt cumva marginalizate. Sunt tratate cu puțin respect de autorități, pentru că îi pun să ia un tichet de deplasare, tichete de transport și așa mai departe. Și cumva să reunim toate aceste beneficii pe care ei le au prin lege, să le reunim într-un card simplu prin care pot să gestioneze tot cuantumul lor. Și ar mai fi o idee de integrare a școlilor speciale ca școli, suport pentru școlile de masă, ca să fie un complement și suport pentru cărți, pentru materiale, pentru și așa mai și pentru cursuri suplimentare. Ce astea ar fi propunerile care sunt acum în lucru legate de persoanele cu dizabilitate.